Nu vă supărați, sunteți cu taxiul? Nu sunteți cu Uber. Puteți să-mi comandați un Uber, că n-am baterie la telefon. Să-ți comand eu Uber. Dacă puteți, vă rog eu, n-am baterie. Nu se poate. Am și o rugăminte, mi s-a descărcat telefonul și dacă puteți să-mi comandați un Uber. Vă rog eu. Păi n-ai bani cash la tine? Ba da, am cash. Păi și unde vrei să mergi? La Parcul Tineretului. Am înțeles că ăștia-s mai ieftin și de-aia voiam să merg cu Uber. Păi spun eu cât e la Uber unde vrei să mergi. Cât este? Stăm acum pe aplicația lui, vedem cât e, nu? A, și-mi faceți un preț mai bun. Fac un preț cu 5 lei sau 10 lei peste Uber. A, peste Uber? Păi da, de asta zic, adică voiam mai ieftin. Păi, n-aveți, nu puteți să-mi comandați dumneavoastră, vă rog eu. Dacă te uiți la 5 lei, e clar. Vă dau dumneavoastră 5 lei în plus. Deci nu vreți să-mi comandați un număr? Nu comandăm nici un număr și nu am aplicație. Dacă nu am aplicație, nu comandăm. Aveți dumneavoastră număr la Uber? Nu am. Nu am, am telefonul descărcat. Păi și cum vreți să vă comand? Trebuie să descarc aplicația. Păi da, și-o luați. Fac ciorul de tuturor numărul. Era o glumă, da, de la camera ascunsă. Să trăiți. Să trăiți, vă salut. Nu am cu ce să-ți comand. Un Uber. N-am cu ce să-ți comand. Păi cu telefonul dumneavoastră. Ce să fac eu? Cine ești? Copilul meu? Băi, umblați cu șmecherii. Nu, dar știți care am auzit că e mai ieftin la Uber la asta. Păi lasă, bă, găsați asta, bă, că noi suntem aia de care nu ridicăm prețul când nu merge metrou, da? Ăștia sunt. Am înțeles. A, așa fac ăștia de la... Așa, ca să știți. Am înțeles. Da, să zic că nu prea aveam bani, șefule. Nu vă supărați pe mine. Nu vă supărați pe mine. Era o glumă, să știți. Suntem cu camera acolo, facem o glumă. Mă scuzați. Dacă puteți să-mi comandați un Uber, ceva. Ai venit chiar la noi, băi. La noi, la taxiuri, ai venit să-ți comandă Uber. Băi, frate, chiar la taxiuri ai venit cu Uber. Nu se poate să-mi comandați, că nu m-am baterie. Unde vezi? La Gara de Nord. Am înțeles că e mai ieftin la ăștia cu Uber, mai... au prețuri mai bune. Tot în jur de 50 de lei. 50 de lei? Ma. Păi dacă comanzi acum la Uber, spune dinamicul ăla. Am înțeles. Și nu puteți să-mi comandați dumneavoastră, vă rog? Nu, n-am aplicație. Stai aici. Sunteți pe taxi dumneavoastră? Da. Nici n-am văzut că ăsta. Nu mă scuzați, nu am vrut să vă supăr sau ceva. Nu e vorba de supăr. Aaaa, uite mă, ne filmează, mă. Să trăiți. Ați reacționat bine. Să rochează ce are de... Vin cu taxiul, nu știu, la mașină, ce... Vă salut. Să trăiți. Am rămas fără baterie, dacă poți să-mi comanzi un număr. Ce să fac, mă? Să-mi comanzi un număr. Am rămas fără baterie. Să-ți arde de mișto sau ce? Cu ce? Nu? Ce mișto? Cum vine asta? Să-mi comanzi mie. Eu să-ți comanzi eu un număr. Eu sunt taxi, mă. Vreți ce să comanzi? Păi știu, dar nu m-am baterie la telefon. Uite mai încolo, mai încerc la cineva. Era cameră, da. Nu v-a supărat acum. Că asta e și ideea. Nu, haideți să vă zic, asta e ideea. Primim provocări de astea și e ironie să te duci la taximetrist să... Nu se poate. Nu prea am bani, asta e chestia. Cât îmi luați până la gară? Am pe gratis? Nu-mi luați nimic? Păi zic că nu-mi luați niciun ban. Hai, lăsați. N-are nimic. Nu se poate. Vă dau acolo 10 lei să o descărcați. Haideți, vă rog eu, că am rămas pe aici. Păi m-am jurat mai devreme, m-a făcut ca pe dracu. Nu vă supărați, sunteți cu taxi? Normal că sunt cu avion, nu cu taxi. Ah, aia zic. Mi s-a descărcat telefonul, dacă puteți să-mi comandați, vă rog eu, un Uber. Vă rog frumos. Concurență neloială, nu se poate. Nu se poate. Haideți, vă rog, vă dau acolo ceva. Știu că e mai ieftin la Uber. Păi, dar nu am baterie, șefule. Am înțeles. Asta ziceam, poate mă ajutați și pe mine. Cât îmi luați până la gară? Nu știu, noi avem aparate de taxat. A, și îmi spune după aia? Da. A, să nu ia mai mult. Cum să ia mai mult dacă e fiscal și e sigilat? Cum să te ia aparatul mai mult decât Uber-ul? Da, știu că se mai întâmplă câteodată. Fraților, sper că v-a plăcut acest clip. Dacă da, nu uitați să vă abonați, dați un mare like, lăsați jos în comentarii propuneri pentru următoarele clipuri și de asemenea pe nume mă găsiți pe Instagram, davidste.jos, intrați, dați un follow, acolo postăm faze din următoarele clipuri înainte să le punem pe YouTube. Până data viitoare, v-am pupat, pa! Keep it up, alas.
așa, eu-mi sap, pasap. Dance pot-a-pot.